Bucureștiul nu mai e cel mai atractiv oraș din România. Alte orașe iau lat fața, cel puțin în ceea ce privește costul vieții, siguranța, curățenia și transportul. Irina Petraru a văzut rezultatele acestei cercetări. Irina. Am găsit aglomerația și transportul haotic, două caracteristici dintotdeauna ale capitalei, au ajuns totuși să scadă interesul cetățenilor în ceea ce privește Bucureștiul. Brașovul, iată, este pe primul loc la capitolul siguranță, curățenie, costuri bune și transport accesibil. Așa consideră locuitorii lui, cel puțin. Brașovenii se laudă că au cel mai sigur, mai curat și mai liniștit oraș. Când vine vorba de cartiere, culmea, Răcădău este considerat cel mai avantajos, deși acesta este recunoscut și pentru aparițiile dese ale urșilor. Pe următoarele locuri în clasamentul orașelor sigure și avantajoase apar Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu, Pitești și Sfântul Gheorghe. Capitala nu este nici măcar în top 10, abia pe locul 17 este capitala. În București, cartierele cele mai bine cotate de cetățeni în privința siguranței, liniștii și transportului sunt în Nicolae Grigorescu, Titan și Vatra Luminoasă. În topul general al celor mai dezavantajate orașe din punctul de vedere al cetățenilor se află Alexandria, Focșani, Brăila și Călăraș. Studiul realizat de un important site de imobiliare s-a bazat pe opiniile locuitorilor marilor orașe. Criteriile luate în calcul au fost costul general al vieții, accesul cetățenilor la tratament și educație, calitatea mediului, liniștea, spațiile verzi și transportul public.